Fiecare loc de muncă din județul Hunedoara contează, indiferent de domeniul din care acesta provine. Un loc de muncă în județul Hunedoara a devenit extrem de scump. Și de ce? Pentru că de fiecare dată am știut că împotriva județului Hunedoara să aplicăm totdeauna măsurile impuse, dar n-am știut niciodată să facem protecție socială așa cum alte state ale Uniunii Europene o fac. Problemele mineritului din Valea Jiului nu sunt singurele probleme ale României. Avem alături de noi astăzi o parte din colegii din Federația Națională Mine Energie, lângă care am fost alături la momentele grele și care iată că sunt și ei alături de noi în momente grele în care se încearcă închiderea mineritului în totalitate în Valea Jiului. Nu sunt astăzi printre noi. De ce? Ajung din 4 în 4 ani în casele noastre și ne promit lucruri minunate. Și mai mult decât atât, diferă discursul lor în funcție de poziția pe care o au. Dacă sunt la putere, vorbesc într-un fel. Dacă sunt în opoziție... Cineva a vrut să-mi interupă microfonul. Dacă sunt în opoziție, vorbesc altfel. Un om politic al Văii Jiului, în anul 2010, când Valea Jiului organiza un meeting de protest împotriva închiderii minelor din Valea Jiului, spunea că partidul pe care îl reprezint va ieși în stradă alături de mineri, pentru că nu este normal ca minele să se închidă. Astăzi, acel om politic este nevăzut. De ce? Dintre dumneavoastră au fost și în 2012 în curtea companiei și am mărșăluit pe străzile Petroșanului când un guvern mincinos ne-a dus în stradă o săptămână de zile fără să găsească soluții pentru mineritul din Valea Jiului. Și atunci am fost împotriva guvernului și suntem și astăzi. Care le au guvernanții sunt unele pripite. Niciuna dintre deciziile luate, cel puțin în ultimii 5 ani de zile, nu a fost una care să consolideze puterea economică a județului Hunedoara. Niciodată nu s-a decis pentru binele salariaților, ci pentru a traversa un moment de criză și a mai face încă un pas către alegerile următoare. În anul 2012, un om politic al României spunea în felul următor, am să-mi permit să citesc pentru a nu greși ceea ce am citit în urmă cu câteva zile. Protestele din Valea Jiului s-ar putea transforma într-un bulgăre de zăpadă fără dialog între reprezentanții puterii și cei ai protestatarilor. Și tot el spunea,
Forța minerilor nu mai este aceeași, dar determinarea lor va funcționa întotdeauna. Sunt oameni pentru care este nevoie de un dialog deschis. Și bine spuneam, astăzi, să nu uite guvernul României că, deși este vară, minerii pot forma un bulgăre de zăpadă. Hunedoara suntem noi! Hunedoara suntem noi! Devină că un complex energetic de nivelul complexului energetic Hunedoara sau complexul energetic Oltenia este obligat de statul român să funcționeze într-o piață de energie ostilă, într-o piață care bagă în fiecare an sute de milioane de euro în buzunarele mafioților care duc acești bani peste hotare. Nu voi, nu noi, ci ei, guvernanții României. România trebuie de vină că un complex energetic de nivelul complexului energetic Hunedoara sau complexul energetic Oltenia este obligat de statul român să funcționeze într-o piață de energie ostilă, într-o piață care bagă în fiecare an sute de milioane de euro în buzunarele mafioților care duc acești bani peste hotare. Nu voi, nu noi, ci ei, guvernanții României. Acesta este un aspect și mai există unul pe care nu mai trebuie să-l tolerăm. N-ați văzut între dumneavoastră, sau cel puțin eu n-am văzut până acum, niciun director al complexului energetic Hunedoara care să fie alături de noi, pentru că sunt dumiți prin decizie politică de către parlamentarii județului și n-au curat să stea lângă dumneavoastră. Știți părfășii! Pentru care cele două complexuri energetice nu sunt rentabile pentru piața de energie. Iată două motive de care nu suntem răspunzători niciunul dintre cei care astăzi ne aflăm aici. Și mai există unul care cutremură orice guvern. Forța și determinarea minerilor, indiferent că sunt din Hunedoara sau că sunt din Gorj, va cutremura